O circulară a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost răspândită prin toate primăriile și atrage atenția că toți locuitorii localităților unde există rețea de canalizare au obligația să se racordeze la aceasta, WC-urile din fundul curții, dar și fosele septice fiind interzise. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a trimis în teritoriu o circulară prin care le cere primarilor să ia măsuri urgente pentru ca toți locuitorii să se racordeze în cel mai scurt timp la rețelele publice de canalizare, evident acolo unde acestea există. Conform documentului, primarii trebuie să întocmească o listă cu toate persoanele fizice și juridice care au acces la sistemul de canalizare, dar încă nu s-au branșat la acesta. Lista va fi centralizată și va fi pusă la dispoziția Gărzii de Mediu, care va aplica amenzi celor care, în termen de 3 luni de la un prim avertisment, nu vor rezolva problema. Interesant este că, potrivit legii, nici măcar fosele septice vidanjabile nu mai sunt acceptate. Singura excepție este aceea în care persoana în cauză își face o stație de epurare. Toți locuitorii din așezările mai mari de 2000 de locuitori trebuie să aibă gospodăriile branșate la canalizare. Deși lucrurile par simple în teorie, în practică totul arată diferit. Branșarea la canalizare a locuințelor din mediul rural trebuie făcută pe cheltuiala fiecărui solicitant, iar costurile nu sunt deloc de neglijat. Deși taxa de branșament este în general mică, realizarea efectivă a branșamentului ajunge pentru o distanță de până la 10 metri față de rețeaua publică între 1200 și 2000 de lei, manoperă plus materiale. Amenda pentru nerespectarea legii este între 2000 și 4000 de lei, adică aproape dublu față de costurile de branșare la rețea. Însă foarte mulți dintre proprietarii locuințelor au venituri reduse, deci faptul că vor fi amendați nu este neapărat o soluție. Aproape 1,8 milioane de locuințe în care locuiește 29,7% din populația României au în continuare WC-ul în fundul curții, relatează usd24.ro.